Bună seara și bine ați revenit la O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Un subiect extrem de interesant, îl vom discuta în seara aceasta împreună cu domnul doctor George Stuparu. Bună seara, George, bine ai revenit la noi în emisiune. Mulțumesc. Chirurg bucomaxilofacial sau oromaxilofacial, eu vorbesc ca pe vremea mea, da? Și ne-am gândit... Da. Chiar înainte de emisiune, pentru dumneavoastră, să discutăm lucruri care i-ar interesa direct. Uite, subiectul este dincolo de promisiuni. Da. Spune multe și... Da. Spune multe, dar trebuie să-l despicăm un pic. Să-l despicăm un pic. Da. La și... ce... De fapt, subiectele pe care aș fi vrut să le atingem în seara asta erau așa. Consimțământul informat. Asta e primul lucru pe care fiecare pacient îl are pus în față în momentul în care vine în cabinet. Fie că sunt tratamente protetice, fie că sunt tratamente chirurgicale, fie că sunt tratamente de profilaxie, toate au în antet un consimțământ informat. Adică fiecare trebuie să știe ce îi se întâmplă și cam ce are de făcut. Ăsta ar fi fost primul subiect. Al doilea subiect... Dincolo de promisiunea de fără durere, repede și tot pachetul ăsta la un loc de o rapiditate absolută, că deja suntem într-o era supervitezei, vreau să vorbim despre amprenta digitală care te scapă de foarte multe neplăceri, pentru că nu mai sunt o grămadă de materiale care îți curg prin gură, se prelin, se duc pe gât, te neacă, te sufocă. Asta era al doilea punct și al treilea punct pe care vreau să-l atingem era, de fapt, despre dinți într-o zi și ce înseamnă ei ca și imagine de ansamblu, pentru că promisiunea este că se rezolvă totul într-o zi, dar o să vedem un pic ce înseamnă ce se rezolvă, de fapt, într-o zi și ce se rezolvă pe termen lung. Să începem... Pentru că chiar astăzi ne-am întâlnit cu o situație legată de consimțământul informat. Lumea își face foarte multe probleme și noi ca medici avem și noi obligațiile noastre și impunerile noastre de către alte foruri superioare ce ne controlează. Da. Și acest consimțământ înainte de începerea oricărui tratament, el trebuie semnat. Acum fiecare interpretează un pic greșit anumite, hai să spunem, informații sau, mă rog, anumite fraze sunt interpretate greșit. Lumea se gândește la ce este mai rău posibil și nu-l iau ca fiind o, cum să spunem, o informare, faptul că ai luat la cunoștință că... ce se poate întâmpla, ce se face, ce se poate întâmpla, ce se poate întâmpla dacă... nu faci, ce se poate întâmpla și dacă faci. Și dacă faci și dacă nu faci. Bine, consimțământul informat are la bază faptul că fiecare pacient are dreptul să îi se știe ce urmează să îi se facă, care sunt beneficiile și care sunt riscurile căruia se supune. Având în vedere că nu există nicio intervenție chirurgicală și cred că nici măcar mersul prin parc pe jos nu prezintă niciun risc, atunci, dintr-o cutumă din asta birocratică avocățească, a decurs acest consimțământ informat. Consimțământul informat, practic, cuprinde toate complicațiile posibile și imposibile apărute de la începutul erei stomatologice, până în prezent. Asta înseamnă așa, că sunt trecute infecțiile pe care puteai să le iei din instrumentarul șters cu spirt. Asta înseamnă că sunt trecute complicațiile care surveneau prin prisma folosirii dălții și a ciocanului. Asta înseamnă că mai erau complicațiile trecute prin prisma căreia se rupeau instrumente. Dar sunt și complicații care pot să apară post-chirurgical. Adică, în cazul în care un pacient are niște probleme de sănătate sau are niște factori favorizanți. Hai să spunem, chiar și o imunitate scăzută dată de anumite boli pe care le are.
o imunitate scăzută, o răceală activă, un fumător mai supărat, o perioadă care trece printr-o perioadă mai dificilă. Un chefliu mai chefliu decât în mod normal. Atunci, da, având în vedere că suntem un top, poate să apară anumite complicații. Adică, după o anumită intervenție chirurgicală, se mai pot desprinde niște fire, poate să apară o vindecare un pic îngreunată, poate să apară într-adevăr niște infecții. Fie da, că vorbim să... de așa de celebrele deja infecții nozocomiale din spitale, care într-adevăr se întâmplă, dar sunt destul de rare, adică mult mai rare decât ce se aude real prin presă, dar în general sunt niște infecții, mai degrabă autoinfecții cu o floră normală, care se exacerbează prin prisma imunității scăzute. Da? Acum, întorcându-ne la consimțământul ăsta informat, sunt trecute toate... toate subiectele astea și toate întâmplările astea, pentru că din punct de vedere legal, pacientul trebuie să știe. Da? Adică trebuie să știe că lucrurile astea s-au întâmplat, dar e un aspect foarte important. Ele nu scapă medicul de o eventuală practică greșită. Adică dacă se întâmplă ceva medical eronat, medicul răspunde. Consimțământul informat nu spune că tu îți dai acordul ca medicul ăla să-ți taie capul, să-l pună pe tavă și după aia să plece. Consimțământul informat spune așa: am luat la cunoștință că se pot întâmpla lucrurile astea și mi-asum o parte din riscuri. În același timp și medicul curant își asumă riscurile, da? Își asumă practica medicală, își asumă actul chirurgical, terapeutic, orice face el. Adică asta nu exonerează pe nimeni de o greșeală. Acum, consimțămintele informate sunt făcute de așa natură cât să nu lase niște portițe în care dacă cineva nu zâmbește sau îi se pare ceva mai ciudat, se ducă repede să dea în judecată și după ce se dea în judecată să ceară daune morale. Adică deja în prezent e o practică curentă în state din niște articole pe care le-am citit recent, asta cu pacienți care merg, se tratează și apoi caută nod în papură pentru, prin tratament, că na, doctorii ăștia au foarte mulți bani și atunci cumva trebuie să mai dea din ei. E, și atunci lucrurile astea trebuie știute de la bun început, pacientul trebuie să le știe, iar el ia la cunoștință că le știe. Da? Deci asta este un lucru important. De ce am ales subiectul ăsta chiar... astăzi m-am confruntat cu un om cu mai multe probleme de sănătate, de ordin cardiologic, ca să nu le numim punctual, care într-adevăr prezenta niște factori de risc. Adică în cazul unor intervenții laborioase, dânsul ar fi fost un pacient care ar fi putut să sufere anumite lucruri și când i-am dat să citească acolo consimțământul informat, în care scrie că se pot întâmpla fracturare oaselor maxilare, infecții, toate lucrurile care au. Ultima informare, care de fapt este cea mai stupidă, dar este în consimțământ pentru că este oareșcum impusă legal de Colegiul Medicilor, scrie acolo inclusiv riscul de deces. Din ce știu eu, dacă pacienții nu au avut probleme și nu s-au apropiat probabil de punctul terminus al vieții, nu a murit nimeni în cabinetul stomatologic. Adică, din punctul ăsta de vedere și din perspectiva mea, ar trebui scoasă, dar având în vedere că este un forum decizional Colegiul Medicilor, nu, din punct de vedere legal, noi avem obligativitatea să le folosim așa cum sunt, fără modificările, mă rog, modificările în sensul de cine le-a scris, unde e locația, data, astea sunt normale, dar contextual și textual este un text impus. Da, exact același lucru cum este și cu protecția datelor. Da? Acum, anumite clinici le-au scos, dar din punct de vedere legal, pacientul e obligat, dacă vrea să continue tratamentul undeva, să semneze asta, iar din punct de vedere legal, medicul face malpraxis dacă pacientul nu semnează. Adică într-o eventuală complicație sau
în momentul în care nu se pot înțelege amiabil, în momentul în care apare ceva, ca și o complicație, medicul pierde din start prin prisma faptului că nu are consimțământul informațional. Deci ăsta este un aspect foarte important. Deși, din punct de vedere a unei acțiuni fizice, concrete, către pacient, nu înseamnă nimic, din punct de vedere legal, este cam jumătate din tratament. Cealaltă jumătate de tratament înseamnă planificarea, execuția, urmărirea și apoi ce înseamnă... Plecând de la discuția de astăzi cu pacientul respectiv, faptul că vă sunt prezentate sau le sunt prezentate riscurile și tu ai spus că nu înlătură culpa medicală, orice, dacă s-ar întâmpla ceva, da, lucrurile sunt analizate. Dacă tu ca pacient ai declarat suferințele, ai declarat tot, medicul te va opera pentru că consideră că nu există niciun risc. Dar trebuie să fii informat, pentru că poate exista. E un, știu un caz care pe mine, din punct de vedere chirurgical și legal, m-a uimit. Tot în state, da, în țara tuturor posibilităților, un pacient cu o tumoră osoasă vertebrală care avea posibilitatea și probabilitatea post-chirurgical de 5% să recupereze. Deci probabilitatea de 95%, 95% era să rămână paralizat. Prin prisma faptului, un consimțământ informat nu era trecut că el o să rămână paralizat, medicul a plătit despăgubiri de 500.000 de dolari pentru o tumoră care oricum lăsa pacientul din punct de vedere funcțional în imposibilitate, dar dincolo de asta, astea sunt timpurile în care trăim. Adică, deși o bună intenție ar trebui aplaudată, de multe ori sunt sancționate și atunci, după ce că mai e un stres operativ, operațional, chirurgical, trebuie să te gândești ce înseamnă și de stresul birocratic. Adică, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că cei din colegiu s-au gândit la o mare plajă de posibilități ca să acopere, din punct de vedere legal, tocmai situații de genul ăsta. Și atunci, e de înțeles, pacienții zic, da, dar eu nu pot să semnez asta, că... nu... dar ce se poate întâmpla dacă se întâmplă asta? Ce se poate întâmpla... Ideea este că lucrurile alea se întâmplă, dar se întâmplă într-o proporție foarte, foarte, foarte mică. Da? Și, în general, se întâmplă la non-specialiști. Adică se întâmplă la doctori care le fac pe toate, n-au dotările necesare, fie se grăbesc, fie nu evaluează bine cazul. În general, la specialiști lucrurile astea se întâmplă foarte rar. Și atunci când se întâmplă, asta nu înseamnă că semnând medicul s-a absolvit de orice vină. Absolut. Colegiul sau oriunde s-ar adresa, va face o analiză. Și dacă medicul a considerat că operația nu și-a luat tot riscul care l-ar impune și a considerat că operația poate să decurgă neținând cont de situația pacientului, de medicamentele care le ia, da, atunci va fi învinovățit. Dar, de cele mai multe ori, medicii iau în considerare lucrurile astea și țin cont de ele. Deci nu înseamnă că acum un eșec sau, mă rog, accidente se întâmplă și de multe ori nu e vina nimănui. Există și acest lucru. Și defecte de fabricație. Am pus săptămâna asta am pus o branulă care curgea pe lângă sertizare. Adică, probabil dacă mi-ar fi spus cineva că o să punem o branulă și o să curgă pe lângă branulă, n-aș fi crezut. Dar am văzut-o cu ochii mei. Adică, sunt lucruri care se pot întâmpla. Acum, dacă e cineva mai speriat și vede chestia asta fără să aibă un discernământ, că totuși e o mică întâmplare remediabilă destul de rapid, acum cineva se poate supăra, da, de ce m-ai înțepat de două ori? Pentru că asta s-a întâmplat. Se întâmplă. Deci lucrurile se întâmplă dincolo de, controlul nostru. Dincolo de controlul nostru. Mă întreabă pacienții, apropo de chestia asta, domnule doctor, cât îmi dați garanție? Și apoi vine întrebarea mea, bun, dar dacă vă duceți mâine să vă cumpărați o floare, aveți garanția că până la sfârșitul anului n-o se ofilească sau înflorească? Nu. Exact același lucru e și cu noi. Deci,
ca să încheiem un pic subiectul cu consimțământul informat. Pacienții trebuie să știe ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla. Ei semnează că iau la cunoștință că li s-a spus că se pot întâmpla lucrurile astea, dar dacă se întâmplă, medicul are obligația să le rezolve și mai ales dacă este greșeala sau vina lui, să-și asume răspunderea. Deci lucrurile astea nu se fac ca la piață. Am cumpărat, am plecat, ne vedem de treabă. Nu. Un medic care își tratează un pacient, în principiu, trebuie să-l ducă pe tot drumul. Trebuie, este cuvântul pe care eu îl folosesc, dar așa se întâmplă. Adică medicii, în general, au grijă de pacienți. O mare parte din medici are grijă de pacienți. Dacă mai sunt și cazuri izolate... Lucrurile ca să scadă riscul de a se întâmpla, eu întotdeauna am susținut chestiunea aceasta de a se adresa specialiști. La ora actuală, fiecare domeniu are specialistul lui. Și în stomatologie, pentru fiecare gen de intervenție există un specialist. Acolo unde se face totul la grămadă, este imposibil de controlat lucrurile. Da. Fiecare și atunci trebuie un să-și chirurg, facă da, exact. Un chirurg este un chirurg și are toată responsabilitatea. Ceea ce vă dă să semnați este că ați luat la cunoștință, așa cum a spus și domnul doctor, lucruri care s-au întâmplat sau dacă se mai întâmplă, se întâmplă extrem, extrem de rar. Da. Personal, eu nici nu am mai auzit pentru că chiar și cu infecțiile care apar, să înțeleg foarte greșit că ar fi infecții care le-ai luat din cabinet. Nu. Organismul în sine, poate pentru un organism mai tarat, mai sau de multe ori, mulți nu și-au nici măcar antibioticele profilactic pe situații destul de avansate. Dincolo de intervenția chirurgicală care durează o perioadă finită de timp, ceea ce înseamnă o oră, două, trei, cinci, o zi, ce înseamnă perioada de vindecare a pacientului 100%. Deci ce face pacientul acasă deja este dincolo de aria de control a doctorului. Adică cât de conștiincios este să-și ia medicația, cât de conștiincios este în a-și respecta indicațiile, atât de bine se va vindeca. Adică e clar că e o acțiune care implică o răspundere și din partea pacientului. Adică nu merg... Am avut o discuție săptămâna trecută cu un pacient căruia i-am pus implant. Și mi-a promis că după ce îi le pun, se lasă defumat. Asta e promisiunea cea mai frecventă. Cei mai mulți nu se țin. Un pacient tânăr, da. După ce am purtat multe discuții și el și-a zis că își dorește foarte mult să vină la mine, să-i pun implante și ne-am pus la control săptămâna trecută. Și bineînțeles că mirosea țigări, da, mirosea fum de țigar, igiena era precară și i-am spus, deci vreau să aveți în vedere că fumați în continuare și igiena nu e ok. Dacă vă cade vreun implant, eu nu vi-l pun. Adică, ideea mea de tratament este că dacă cineva vine să obțină un rezultat, de la mine o să obțină acel rezultat, indiferent de ce implică asta pentru mine. În cazul pacienților care nu mă ascultă, nu vreau să-mi asum această povară, pentru că tratamentele în general sunt laborioase, costisitoare și pentru mine e un consum emoțional și pentru ei e un consum emoțional și dacă nu înțeleg lucrul ăsta, prefer să nu. Și spun, nu e în regulă, aș vrea totuși să aveți un pic de grijă. Și se uită așa senin la mine și îmi spune, dar vă dați seama că în București sunt 100 de clinici care pun implant. Da, mă rog, textual am mai auzit foarte bine, dar asta nu înseamnă... Da, asta nu înseamnă că trebuie să... Adică asta înseamnă că fiecare pacient o să-și găsească medicul. Exact, sau știi cum e, fiecare pacient își merită medicul, ori. Sunt clinici care pun implanturi, dacă trec și își calcă pe suflet, de multe ori asta nu înseamnă că s-a diminuat riscul de pierderea implantului. Da, indiferent de ce clinică îi va pune implantul. Toți medicii valoroși și care se respectă țin foarte mult la indicațiile lor. De fapt, medicii care se respectă au înțeles că anumite compromisuri într-o fază incipientă înseamnă mult mai multe complicații mai încolo.
Și atunci e mult mai greu să tratezi complicații decât să tratezi niște pacienți de la bun început care înțeleg ce au de făcut. E mult mai greu să tratezi complicații decât cazuri, cazuri de la zero. Chiar dacă sunt, chiar dacă sunt ele mai complicate. Cam asta apropo de consimțământul informat. Tot rulează acum pe ecran designul de ce înseamnă dinți. Acum, un aspect foarte important din ultimii 20 de ani este amprenta digitală, care scutește foarte, 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 foarte mult pacienții care au reflex de vomă sau care suportă foarte greu diverse, materiale prin gură. Ajută foarte mult. Adică, prin prisma faptului că e o cameră intraorală, e un... s-ar putea să ruleze la un moment dat pe ecran. E o cameră foarte mică, similară cu o periuță de dinți, în capătul căreia este o cameră cu mai mulți senzori, cu mai multe medii de reflexie și se obține ceea ce vedeți acum pe ecran. Imaginea asta se obține fără a fi folosit, a fi folosite linguri, materiale care se preling, se scurg, și se întind, se întăresc, unde găsesc loc, pe unde au loc, pe gât, fie pe gât, fie pe sublucrări vechi, fie printre dinți, și scutește foarte mult, adică confortul pe scaun, în a ți se lua o amprentă digitală, poate de a ți se lua o amprentă cu materialul care mai se ales atunci când ai suferințe de genul... Mai ales când nu poți să respiri pe nas, mai ales când ai un reflex de vomă exagerat, mai ales când ai probleme în momentul în care te atingi cu periuța pe limba, impresia că toate intestinile vor să iasă prin... Să explodeze în momentul acela. Să explodeze pe gură, da, ajută foarte mult. Tehnologia e în plin curs de dezvoltare. Din punct de vedere al fidelității, este... net. N-aș putea spune net superior, dar este foarte aproape de amprenta clasică. Acum, fiind foarte aproape... De fapt, avantajul care... întâmplându-se toate lucrurile astea digital, nu mai apare atât de mult de eroare umană. Că n-am pus lingura bine, că am tras-o un pic mai stânga, că nu s-a așteptat suficient să facă priză materialul, că am trimis-o la laborator și tehnician. Că a durat 3 ore până exact, pe drum. Exact, exact. Adică se înlătură foarte mulți factori care pot să influențeze stabilitatea materialului, contacțiile de priză și tot ce înseamnă fidelitatea volumetrică a amprentei, ca de altfel și ulterior a preparației, ca de altfel și a coroanelor. Și atunci, existând varianta asta, se știe că, mă rog, eu știu că lucrările frezate și, în general, piesele frezate pe CNC-uri au cel mai mare grad de fidelitate. Adică se pot controla de la ordinul micronilor, iar piesele sunt atât de bine gândite și calculate încât interfața dintre piese poate să fie atât de bună, fidelă. Termenul pe care îl am acum în cap este seamless. În momentul în care le lipești și le pui una pe cealaltă, să nu se vadă înghinătura. Deci ăsta e nivelul la care suntem acum. Bineînțeles că se poate controla inclusiv grosimea stratului de ciment între două piese. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un avantaj clar, ceea ce nu se poate întâmpla la modelajul clasic cu mâna, pentru că, vă dați seama, acuratețea manuală n-are cum să ajungă la o acuratețe digitală, mai ales într-un aparat cu o comandă numerică. Domnul doctor, pentru dumneavoastră, ce înseamnă digital? În chirurgie și în practica chirurgicală. Înseamnă că folosesc degetele. Da. Digital înseamnă că renunț la mai multe materiale și înlătur mai mult din posibilitățile de eroare umană. Asta înseamnă așa. Digital pentru mine la un model de acolo înseamnă că, având modelele deja cu posibilitatea să le văd pe toate părțile, din punct de vedere al tratamentului pot să fac un planning mult mai în regulă.
Adică deja prin prisma faptului că avem computere, tomograf, CT-urile în care ne fac și reconstrucțiile, deja din punct de vedere chirurgical îmi ușurează foarte mult muncă. De la începuturile implantologiei în țară, când se făceau cu o radiografie retroalveolară sau o radiografie panoramică, unde și foloseai și un ciocan, unde mai folosești. Da, bine. Mă, și țineau, au ținut și alea, eu am văzut. Țin, dar necesita mult mai multă abilitate chirurgicală să le mânuiești decât ce se întâmplă acum. Evoluția e în felul următor. Chirurgical să se întâmple mult mai multe lucruri din punct de vedere al reconstrucției la chirurg, iar de pus implante și de făcut dinții pe implante se poate să facă și stomatologia, și stomatologii care fac stomatologie generală. De aici a venit foarte mult din urmă partea asta digitală, pentru că a încercat să-i ajute, adică să înlăture din complicațiile chirurgicale. Adică în momentul în care cineva îți ghidează mâna unde să dai gaură, cât de adânc să te duci, la ce unghi, sub ce formă, cu ceturi, atunci înlături foarte mult din erori. Adică deja dacă protocolul este stabilit înainte să ajungă la tine, nici măcar nu trebuie să știi protocolul, trebuie să apeși buton. Înlătură foarte mult din erori. Deci din punctul ăsta de vedere, digitalul ajută foarte mult. Ajută foarte mult pentru că devine mai comod. Adică te lasă să te focusezi pe mai puține lucruri ca să fii mult mai eficient în ceea ce faci, mai precis. Așa, chirurgical, la îmbăuri mai mari, te uiți din stânga și din dreapta și de sus și de jos și în toate planurile. Plus că dacă planning-ul se întâmplă în afara cabinetului, ce înseamnă timpul operator în cabinet scade. Adică dacă deja vii cu tema făcută din laborator, în momentul în care ești în câmp, în plagă, în mijlocul operației, poți te miști mult mai repede, pentru că e totul stabilit, prestabilit. Adică tu trebuie să faci pași 1, 2, 3. Ai văzut acum, se așteaptă la ore de operații și sunt surprinși că se termină foarte repede. Da, bine. Dar asta este și datorită experienței chirurgului aici de față prezent. Și pentru că ne-am propus să vă vorbim de dinți și implanturi în 24 de ore, acum puneți dinți și implanturi și în mai puțin de 24 de ore. Nu, absolut, asta e problema. Da. Problema este de a înțelege termenul sau ceea ce înseamnă dinți și implanturi în 24 de ore, pentru că lumea se așteaptă cam 24 de ore, el să vină, uite, a bătut la cabinet, a deschis ușa, domne, vreau dinți și implanturi în 24 de ore. Și așteaptă chiar să se întâmple lucrul ăsta. Trebuie să le explicăm un pic că sunt niște ședințe, sau cel puțin măcar să cunoști pacientul și să îi vezi, da, situația clinică. Și doi, că dinții aceia și implanturi în 24 de ore sunt provizorat și că lucrurile vor continua după o perioadă de timp. Da. Eu văd lucrurile în felul următor, adică lucrurile la mine se desfășoară în felul următor. Foarte simplu, sigur și precis. Foarte simplu, sigur și precis, vă spun punctual. În primul rând și în primul rând, nu poți să consulți radiografii. Deci dacă cineva îți trimite o radiografie pe mail, pe WhatsApp, pe orice formă de transfer și îți spune că vrea un plan de tratament, e prea puțin. Adică vorba mea este că operăm oameni în radiografii. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne putem face o idee, dar toate astea sunt examene complementare. Fără pacient în cabinet, pe scaun, să stai de vorbă, nu ai ce să faci. Deci, nu poți. Poți să-ți faci o idee, dar nu poți să faci un plan de tratament. Asta odată. Doi. Eu recomand pacienților, când vin la prima consultație, după ce stăm de vorbă, de prima intenție sunt speriați. Nu știu ce să mai întrebe, se mai pierd, mai uită. Adică este fix același lucru care se întâmplă după o intervenție chirurgicală, doctorul vorbește 5 minute și după aia pacientul te întreabă același lucru de 3 ori. Și atunci eu le spun așa, faceți-vă o listă cu hârtiu, cu liniuțe. 1, 2, 3, 4, 5.
Și când ne vedem data viitoare, mă întrebați și eu vă răspund punctual. Tot ce trebuie să știți, tot ce vreți să știți, tot ce știu să vă răspund. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta recomand tuturor. Al doilea pas este stabilirea planului de tratament. Stabilirea planului de tratament poate să dureze. Adică, trebuie să înțelegeți că lucrurile nu se fac într-o ciupită de deget, pentru că un doctor nu are cum să le știe pe toate. Deci mai are nevoie să mai știe din punctul de vedere al proteticianului ce are nevoie să facă, mai are nevoie să știe și de la un endodont dacă poate să salveze sau nu niște dinți. Abordarea de a scoate... Parodontolog. Abordarea de a scoate tot este, din punctul meu de vedere, o abordare haiducească. Adică nu o să se inventeze implant care să fie mai bun decât dintele tău. Și atunci lucrurile astea trebuie un pic planificate. Într-adevăr, dinții se pot pune în 24 de ore, dar sunt niște dinți provizorii. Când mama natură ne-a făcut, ne-a lăsat așa cu niște limite. E clar că dacă îți rupi un deget, nici doctorul doctorilor nu o să te poată repara într-o zi să fii funcțional. Deci nu, încă noi, ca indivizi, ca și specii, avem această limitare biologică. Deci nu se pot înlocui foarte multe lucruri, se pot face extraordinar de multe lucruri, dar sunt și anumite limite biologice de vindecare. Adică biologia asta, ce înseamnă homeostazia asta și ce înseamnă vindecarea asta, parcurge niște etape încadrate în niște perioade de timp cu variații mici, 1, 2, 3 zile, de la individ la individ. Că la unii se vindecă un pic mai bine, că la alții se vindecă un pic mai rău, la intervalul de timp X, toți arată la fel. Acum, ce vreau să înțelegeți este că tot ce se face în 24 de ore este cu criteriu de provizorat, nu este definitiv. De ce nu puneți în asta vreau să vă întreb, de ce nu puneți, întreb eu de acolo? Pentru că... Definitiv. Vă spun și de ce. Un implant, ca să se integreze, să ajungă la stabilitatea de care el are nevoie să meargă în timp, să funcționeze în timp, are nevoie de minim 4 luni. Da? Noi nu vorbim de implantele puse imediat, dar sunt niște ghiduri și niște protocoale. Da? Implantele puse imediat, dacă sunt stabile, pot fi încărcate. Ce înseamnă încărcate? Adică pus dinte pe el și fie să mâncați. Și explicația de implante puse imediat, imediat după extracție. Imediat după extracție, da. Pot fi folosite, dar în anumite condiții. Deci sunt anumite condiții extraordinare. Adică nu se poate în momentul de față să vă puneți un implant și o coroană și a doua zi pe el să mâncați fistic. De fără... se poate. Nu, n-am terminat ideea. Fără să existe riscul să-l pierdeți. Procesul de vindecare al unui implant este similar cu procesul de vindecare al unei fracturi. Similar, mă refer ca și etape de vindecare. La o fractură sunt două oase, la implant este practic o piesă de metal și os. Acum, de ce nu se poate? Pentru că în momentul în care pui un implant, cingia se rearanjează, osul se vindecă, se mai remaniază în anumite zone, se aranjează în funcție de cum are suportul. Nu poți previziona 100% unde o să fie. Deci din punctul ăsta de vedere este aproape imposibil să faci o lucrare definitivă în aceea zi. Se pot face lucrări definitive în aceea zi cu amendamentul că o să fie niște deficiențe de ordin estetic majore în anumite cazuri. Adică este ca și cum ați încerca să vă vindecați la o rană la picior mergând cu aceiași pantofi în care vă mai puneți niște pietricele. Și vă întrebați, dar de ce nu se vindecă? Pentru că orice plagă are nevoie de repaus. Asta e modalitatea noastră de vindecare, din păcate. Nu ne putem băga la priză, nu putem să ne dăm calificare să se vindece. Adică, cine știe? Stai, mai așteptăm, mai trece un an, doi, trei. Eu vorbesc, la momentul actual sunt multe lucruri adjuvante.
Da? Adică sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Vorbim și de PRP-uri, PRF-uri, așa zise, membranele din lichidele biologice, din sângele pacientului. Ele îmbunătățesc vindecarea. O scurtează perioada, dar nu înlătură această perioadă de vindecare. Și nu sunt panaceu universal, clar. Deci nu trebuie să ne bazăm, pentru că foarte multă lume m-a sunat cu probleme parodontale sau după intervenții chirurgicale și se așteaptă ca în momentul în care folosești un PRP, un PRF, un tip PRF, da? Se așteaptă ca totul să fie ca înainte. Nu există, el ajută. Și acum, dacă tot am ajuns în situația de a pune implanturi, de a scoate dinți, bănuiesc că asta nu se întâmplă de pe o zi pe alta și putem avea puțină răbdare de vindecare, pentru că și până atunci... Dar ai văzut pe toți, atunci îi apucă. Dar cât durează? Venind cu situații grele de altfel. Noi acum mă uitam, ca să vă spun o întâmplare din... dincolo de partea stomatologică, am trecut acum două seri să fac o pană. Și apare un individ care a auzit că-i fusese orată și zice: eu mă grăbesc, nu puteți să-mi băgați și mie un șnur? Și spune ăla, zice: pa, da, dacă mai aveți răbdare câteva minute să termin cu domnul, vă fac. Și pleacă. Mă rog, la niște durat un picuț mai mult, pleacă individul, se mai întoarce după 3 minute, zice: mai da să mai bag și eu niște aer, că mi s-a desumflat pe roata și nu pot să ajung la altă benzinărie. Bine, eu am auzit la un moment dat o zicală: ca să devii bătrân și înțelept, trebuie să fii tânăr și prost. Eu am înțeles acum că graba strică treaba și că lucrurile plănuite sunt în general mult mai bune decât lucrurile făcute așa pe grabă și în pripă. Trebuie să aveți în vedere, în primul rând, mai degrabă trauma prin care treceți, ceea ce înseamnă toată experiența, și să vă gândiți că nu vă puneți dinți într-o zi care să vă mai țină încă o zi. Vă puneți dinți într-o zi care să vă țină cel mai probabil tot restul vieții, și atunci lucrurile astea trebuie să fie un pic plănuite și avută răbdare și înțelese mai degrabă. Exact. Domnul doctor, vă mulțumim foarte mult. Și eu vă categorii mulțumim. Mai avem multe, multe subiecte și vă așteptăm într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară minunată. Să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere! La revedere! Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat, pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole, tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu, până la a primi torserul, nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură.
Nu mai am absolut deloc. Dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic.